145 de tineri care au terminat școala de subofițeri jandarmi fălticeni anul trecut au primit gradele de-abia duminică 17 iunie cu un an de zile întârziere. Ceremonia s-a desfășurat în prezența oficialităților locale și județene. Suntem astăzi într-un nou început. Vă doresc să păstrați amintiri frumoase de la fălticeni. A fost greu, n-a fost întotdeauna simplu, dar mergeți mai departe. Vreau să vă felicit pentru tot ce ați pregătit pentru cariera noastră, să vă asigur de întreaga mea susținere pentru munca noastră, să vă doresc să fiți puternici, să păstrați statul român așa cum trebuie, pentru că sunteți una din cele mai importante verici ale noastre ca și români. Am convingerea că perioada de 2 ani în care acești tineri s-au pregătit să devină jandarmi profesioniști nu a fost deloc ușoară, dar odată ajuns în acest moment fericit, toate greutățile au rămas în urmă și savurează acum, din plin, binemeritata reușită. Ura! 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 Vizibil emoționați, absolvenții au defilat în fața rudelor prezente la eveniment. Deși au stat acasă un an întreg deoarece statul a interzis angajările în domeniul bugetar, niciunul dintre cei 145 de absolvenți ai promoției 2011 nu a lipsit de la ceremonia militară. Mi-am dorit asta foarte mult și nu aveam de gând să renunț, nici măcar după un an de zile. Speranța mare ultima, după cum se spune, deci am sperat că totul va fi bine până la urmă. Ați încercat să vă găsiți un alt loc de muncă? Nu. Nu, pentru că nici nu a fost nevoie. Pe perioada cât am stat acasă, pentru a-mi câștiga existența, am lucrat în domeniul operator vânzări. Cât am stat acasă, am muncit, bineînțeles. În ce domeniu? Am antrenat. Am o sală de arte marțiale și am avut elevi la sală și am antrenat. La finalul ceremoniei militare și religioase, absolvenții promoției 2011 a școlii de jandarmi fălticeni și-au primit în sfârșit repartițiile pentru unitățile la care vor lucra.